Domnule Bumar, pentru ce vă acuză? Nu știu, nu știu. V-au spus ceva? În actualul etapă de dezvoltare a României, te poți aștepta la orice, nu? Ieri, Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu, în cazul lui Tudor Pendiuc, doar că decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București. Această măsură a mai fost luată de către procurori și în luna noiembrie a anului trecut, însă pentru că acesta ar fi vorbit cu persoane implicate în dosar, procurorii DNA au cerut încarcerarea edilului piteștean. Domnule primar, ce aveți de discutat cu consilierea dumneavoastră? Ce era atât de important? Vă pare rău că vă reîntoarceți la închisoare? Între timp, Tudor Pendiuc a fost suspendat din funcția de primar. Acesta ar putea reveni în funcția de primar dacă totul se va soluționa în acest caz.